Bună ziua și bine ne-am regăsit la ședința ordinară de data de astăzi, 30.09.2020. Avem pe ordine de zi 3 proiecte suplimentare cu încă... Două proiecte suplimentare. Așa. Acestea fiind spuse, domnule primar, aveți cuvântul pentru prezentarea primului... Sunt trei plus două sau două plus două? Citiți ordinea de zi, domnul. Ordinea de zi, urmă de trei proiecte. Citiți ordinea de zi. Am rectificare bugetară, am revocare de hătărâre. Alegerea președintelui. Deci sunt patru sau trei. Domnul președinte, Deci, să punem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Ordinea de zi suplimentată, da? Da, suplimentată. Cum a spus, cu 5 proiecte. Primul proiect e alegerea președintelui de ședință. Propune pentru... Sau a rămas cineva care nu a mai fost? Ar putea să fie astăzi. Să mai fie o ședință ordinară în această formulă, pentru că nu știu când se vor valida unele mandate. Deci există posibilitatea să mai fie o ședință ordinară. Să vorbim doar de timp, dacă nu văd niciodată. Dar eu zic vigilă. Dacă nu mai sunt alte propuneri, să punem la vot alegerea de președintelui în numele domnului de subiectul Ion. Prima propunere. Cine este pentru? Toată lumea? Paraba,
Județul Bacău, suprafață 2700 metri pătrați, folosință actuală pășune, beneficiar schitul Sfântul Alexie, inițiator primar pentru Costel. Stabilirea măsurilor pentru eficientizarea schimbărilor datelor înregistrate cu inițiator primar pentru Costel. Aprobarea actului acțional numărul 3 la programul de concesiune numărul 2998 din 29 august 2004, inițiator primar de Costel. S-a trecut la discutarea primului proiect de pe luna de zi și anume aprobarea planului urbanistic zonal în extraordinarul comunei Paraca, județul Bacău, suprafață de 2700 metri pătrați, folosință actuală pășune, beneficiar schitul Sfântul Alexie. În urmă, a dat citire proiectului de hotărâre care a fost, ales cu unanimitate de voturi. Trebuie să spun votat. Așa. Domnul Sfânt a dat citire proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea schimbărilor datelor în registrul agricol. Doamna secretar generală a explicat necesitatea aprobării proiectului și a subliniat importanța registrului agricol ca și fapt generator de drept și contextul apropierii legislativului agricol. Totodată, secretarul general a cerut aprobarea expresă a Consiliului Local pentru a specialize din cazul compartimentului registrului agricol să invite prin adrese oficiale cetățenii vederea declarării bunurilor imobile și mobile în conformitate cu noile modificări legislative. Domnul consilier Bucău-Pintu a întrebat dacă a fost adoptat nomenclatorul statal. Secretarul Oatea a răspuns că acesta a fost adoptat, postat pe site-ul instituției și în acest moment se află în stadiu de implementare la nivel de fiecare volum al registrului agricol. Pentru de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire pentru de hotărâre aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesiune 2998 din 29 august 2004. Secretarul general a explicat cu privire la necesitatea modificării contractului de concesiune privind clădirea dispensarului. Toate explicate prin cele descrise, concesionarul doamna doctor proiectorul Diana Cristina a solicitat remăsurarea spațiului concesionat și stabilirea redevenției în raport de suprafață reală concesionată. În acest sens, domnul primar a dispus formarea unei comisii din angajația aparatului de specialitate care a procedat la remăsurarea spațiului. Doamna doctor proiectorul Diana și-a manifestat acordul de a renunța la concesionarea grajului, ce este anexa dispensarului, suprafață de 40 metri pătrați, care va fi demolat, urmă ca această suprafață, ca pe această suprafață să se construiască un garaj care să adăpostească autovehiculele ce sunt în proprietatea primăriei. Domnul consilier local Vidura a reiterat faptul că în anul 2013, când avea calitatea de viceprimar, a condus o comisie de constatare la fața locului care a stabilit faptul că doamna doctor proiectorul Diana Cristina nu folosea în spațiul concesionat în scopuri medicale, așa cum era prevăzut în contractul de concesiune în sensul de la de fapt. Da, domnul Ghele, vă ascult. Da, pot să vă spun mai târziu în ședință de consiliu în momentul acesta. Da? Vă mulțumesc de înțelegere. Deci, continui procesul. Secretarul general a răspuns că la dosarul de concesiune nu a găsit decât procesul verbal constatator și nu vreun an de modificare al contractului. Pentru a clarifica situația, doamna secretară a solicitat doamnei consilier Diaconu Mihaela Tarchiana să consulte de registrul hotărârilor emise de către Consiliul Local Paraba corespunzător al anului 2013. Ca urmare a faptului că în registru s-a găsit referire la hotărâre privind modificarea contractului de concesiune, doamna secretară generală a cerut să consulte dosarul de ședință. Dosarul de ședință a fost adus, iar doamna secretară generală a solicitat oprirea filmării ședinței pentru a se clarifica cu privire la conținutul acestui dosar. În urma lecturării actelor din dosar a rezultat o hotărâre. În hotărârea 11.07.03.2013, Consiliul Local Paraba a stabilit finalele suprafețe totale de 356 metri pătrați, cu suprafața de 185 metri pătrați, reprezentând 157 metri pătrați suprafață etaj, o doime din suprafața de 17.96 metri pătrați acces scări la etaj
și 20 metri pătrați reprezentând o doime din suprafața clădirii cu destinație de grajă. Având în vedere noile date rezultate din măsurarea hotărârii 11/2013, secretarul general a sfătuit pe domnul primar, care era inițiatorul de proiect, să-l retragă de pe ordinea de zi, urmând ca într-o ședință viitoare să se pună aprobării Consiliului Local un nou proiect de hotărâre care să țină cont de realitățile prevăzute în hotărârea anunțită. Domnul primar a fost de acord, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. Au fost supuse aprobării Consiliului Local proiectele de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și a EUSIPE, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegatar la contractul de concesionar pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău. Și actul adițional numărul 4 la contractul pe 100, contractul 180 pe 2977 pe 0705-2015, diminuarea tarifului de la 2654,82 lei pe tonă, fără TVA, la 1414,47 lei pe tonă. Și cel privind însușirea suprafețelor reale ale drumurilor se fac parte din domeniul Partenului Parava, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul președinte, ședința de clasă, ședința închisă, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Aveți ceva modificări, ceva completări, ceva... Sunteți de acord? Nu am amintat la acest acord. Nu, nu, nu. Eu m-am abținut marte aici. Atât am văzut toate. Domnul Sudin, domnul Sudin, domnul Sudin, domnul Sudin, domnul Revederea articolului 49 din legea numărul 273 din 2006 de publicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Revederea articolului 129 aliatul 4 litera A în ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ. Examinarea raportului doamnei Kim Gina Maria, inscriptul în cadrul primăriei Comunii Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Față de celelalte prezentate, vă rog analiza și aprobarea acestei aprobarea unei hotărâri. Consiliul Local Parava, Județul Bacău, având în vedere legea numărul 5 din 2020, privind bugetul de stat pe anul 2020, revederea articolului 49 din legea numărul 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Revizirea articolului 129 alineată 4 litera din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ. Examen raportul doamnei Kim Gina Maria, inspector în cadrul compartimentului contabilitate și atestii publice din cadrul primăriei Comunii Parava, prin care se solicită ridicarea bugetului local, avizul comisiei de specialitate, referatul de aprobare a primarului Comunii Parava, județul Bacău, și întemeie în privire articolul 129 alineată 4 litera, articolul 139 alineată 3 litera, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexului 1, care face parte din grada de prezentă hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială să integrată de la bugetul local sursat pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexului 1, 2, care face parte din prezentă hotărâre. Articolul 3. Conducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâre spune domnul Nelly Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentul de specialitate. Primirea secretarului Comunei Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la conștiință publică și va fi comunicată. Instituții prefectului județul Bacău, vederea exercitării legalității, trezoreriei Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentului contabilitate.
anexa numărul 1 la hotărâre. La partea de venituri se sumelează astfel. Sume debarcate din taxa de valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, capitolul 11.02.02, se sumelează cu suma de 25.000 lei. Sume debarcate din taxa de valoare adăugată pentru cheltuielile bugetului local de anul 2020, capitolul 11.02.06, se sumelează cu suma de 250.000 lei. Sume alocate din fonduri de intervenție la dispoziția Guvernului, 42.02.28, se suplimentează cu suma de 122.000 lei. La partea de cheltuieli, pentru secțiunea funcționare, 25.000 lei. Din care, la capitolul 1168.20, cheltuieli personal, asistent personal, se suplimentează cu suma de 25.000 lei pentru trimestrul 3. 51.02.20, secțiunea funcționare, 75.000 lei, din care calculatul de finanț, 10.000 lei, pese de schimb, 2.000 lei, materiale de prestări servicii cu caracter funcțional, 6.000 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 35.000 lei, reparații curente, 2.000 lei, obiecte de inventar, 10.000 lei, deplasări, detașări, transferuri, 2.000 lei, pregătire profesională, 8.000 lei, prime de asigurare de viață, 10.000 lei. La capitolul 65.05.00, secțiunea de funcționare, 35.000 lei, din care carburanți, 20.000 lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 5.000 lei, rană pentru oameni, 5.000 lei, materiale sanitare, 5.000 lei. La capitolul 65.02, secțiunea funcționare, 30.000 lei, pentru alte cheltuieli în domeniul învățământului, 30.000 lei. Capitolul 70.02, secțiunea funcționare, 10.000 lei, încălzit, iluminat și forță motrică, 10.000 lei. Secțiunea de dezvoltare, 100.000 lei, alte active fixe, UG, 100.000 lei. Capitolul 84.02.20, secțiunea funcționare, minus 122.000 lei. 20.30.30 și alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Refacere 1,1 km drum Sătesc Paraba, refacere podestul bulat în satul Paraba, refacere 0,35 km drum Sătesc Tăiuș, refacere 2,6 km drum Sătesc Drăgușani. Vă dau citire la anexa 2. Ați avut-o la mapă? Eu aș avea o întrebare. Deci, vorbim de zi, avem o modificare, da? În asta, care a venit-o prima dată, avem o modificare din buget, da? Ne-ați mai terminat dumneavoastră, încă o dată, modificare din buget. Sau este aceeași? E aceeași. Va trebui să aveți trimis dumneavoastră, deci este exact asta. Înseamnă că sunt altul proiect. Deci, eu am trebuit să-mi trimite suplimentarea. Suplimentarea era modificarea suplimentară privind cursul. Da, da. Și aprobare execuție bugetară. Da, asta e domnul. Da, cea e suplimentară. Și avem separat rectificare bugetară. Asta că ne atent-o prima dată. Da. 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 Deci n-am trebuit. Le-am amestecat, da. Eu le-am deci, noi am primit două adrese pentru această rectificare. Odată am primit 250.000 de lei de la Guvernul României pentru cheltuieli curente și de capital, să ne completăm bugetul pe unii trebuie, inclusiv problema pandemiei. Și am primit 122.000 lei în urma raportului făcut cu ISU după precipitațiile din vară. Când ne-a alocat bani pentru a reface acele trasee de drum. Și s-au cheltuit banii ăștia? Dar cum se cheltuiesc dacă nici nu i-am rectificat? Da, i-a scăpit. Da, ne-am lăburit de unii de mari și pe civil? Da, da. Bun, întrebări dacă aveți. Decât, înainte de a începe școala, o trebuie să ajutăm școala în ce privește începerea anului școlar cu achiziție de... Plexiglas. Plexiglas, măști, dezinfectant.
Am luat din bugetul nostru de pe fiecare capitol sau subcapitol cât ne-am putut permite și acum am completat, nu cred că o să-i cheltuim, sfârșitul anului bate la ușă, o să rămân cu noi incident, doar dacă o să fie nevoie. Să vedem ce scenarii se mai aplică la învățământ, am zis că în județul Bacău deja cu câteva școli sunt pe scenarii galben spre roșu. Nu știm la noi ce se va întâmpla, dar cum să fim pregătiți. Dacă e nevoie de achiziție de tablete, într-o colaborare cu inspectoratul și cu conducerea școlii, proiectul l-ar depune inspectoratul școlar. Dacă este nevoie de achiziție acestor tablete, prin acel program cu fonduri europene. Deci, vom discuta la nivel de inspectorat. Vedem ce se va întâmpla în următoarele zile, o săptămână. Niște lămuriri mai doream. În legătură și cu acea adresă pe care am cerut să veniți lămuriri vis-a-vis de acele sume de bani date pentru anumite persoane în primărie, pentru COVID. Păi am zis că acolo vă trimis, doamna secretară, pentru documente, tot de zăbă poate explica. Fără explicat să știu. Păi s-a dat niște sume de bani, da. Cerut pentru adresă, pentru nu, da. Pentru două luni. Puteți veni și consultați toată documentația la sediul primăriei, Vreți să mă duc să aduc în ceea ce privește prevenirea răspândirii COVID-ului, să plătească un funcționer de risc de 2500 de lei pe fiecare lună lucrată. Fiecare lună lucrată, deci au fost două luni lucrate, 5000 de lei. Cum am ajuns la numărul de persoane care trebuiau să beneficieze? În virtutea legii, legea nu spunea că erau musai să mergi în teren, era suficient să lucrezi în asistență socială, prin coordonare, prin consiliere, prin anchetă socială, prin... Deci nu era musai să te duci la un bolnav de COVID. Dar, pentru această situație, am avut-o pe doamna Lili Chifane, care este coordonatorul activității de asistență socială și era normal să o punem pe listă. În ceea ce privește COVID-ul, s-a format o echipă cu mult înainte de a se da această ordonanță. Această ordonanță s-a dat undeva, dacă nu mă înșel, în luna mai. Starea de urgență a fost undeva în martie-aprilie. Și o bucată de mai dată, nu mă înșel. La momentul când a apărut starea de urgență, nu știu câți din intervenirile voastre își amintesc, a întâlnit Comitetul Local pentru Situații de Urgență, domnul Popov și domnitoare, știți că ați fost prezent. Și prima măsură pe care am luat-o atunci a fost un plan de activități în vederea combaterii acestui COVID. Nu știam noi atunci, de fapt, ce înseamnă COVID-ul și cam cum e, dar am zis, hai să încercăm să facem ceva. Și am pus niște restricții și am pus niște persoane care să se ocupe, care să se ocupe de această situație. Persoanele semnate la acel moment au fost persoane care aveau atribuții pe ISU. Cine avea atribuții pe ISU? Avea domnul primar, domnul Ghiniță... Și eu. Dar n-ați participat la ședință. Când m-a chemat în țări, okay. Când m-a chemat nimeni. Eu mi-amintesc că v-am sunat. Când m-a sunat. Da. Deci convocarea Comitetului Local de Situații de Urgență se face prin telefon și dacă mi-amintesc eu bine, la momentul respectiv n-am creat un procediu medical. N-aș putea să verific așa foarte sigur, dar tu că n-ați fost prezent la ședință. Am înțeles. Înțelegeți? Deci nu pot 100%. Dar nici nu m-a sunat. Domnul. Nu, că dacă mă spuneați, mă întrebați și cum mă simt. Doamna secretară. Eu vreau să vă spun altceva. Eu am cerut o pompă de 220 de lei, o coală de policarbonat, să facem și noi un tunel în fața primăriei, în instituției. Nu a apărut aici. Unde a stocat COVID-ul?
Vreți să vorbim deschis sau cum? Păi e o chestie logică, doamnă. Haideți, continuați. Câte primării au tunele, domnule? Păi noi vreau să fim mai altă. Da. Voiam să fim altă, da? Dacă vreți să păstrați o sănătate a cetățenilor sau că cărora din caldă prava. Nu au tunel. Dar am fost la farmacie la Cluj și am dat 300 de lei pe o cutie de măști. Că trebuia să merg cu prestațiile, cu oamenii aici să facem muncă. Nu, doamnă, alții au cumpărat din asta. Și mi-am cumpărat măști. Până când au ajuns măștile la primărie, toți le-am cumpărat măști și la un propriu. Da? Despre ce vorbim aici? Vreți să vă aducem? Am avut cazul de COVID în perioada. Am avut cazul de COVID în perioada. Am avut cazul de COVID în perioada. Am avut cazul de ce se de COVID? Da, da, da. Ați avut dumneavoastră vreo problemă, adică ați participat la acestea? Și apropo, doamnă, știți ce era? Doamna secretară. Doamna secretară. De ce am fost în concediu medical? Eu vă întreb. Pentru că mă simțeam rău din cauza asta, doamnă. Că du-te la dar la vale pentru intervenții, pentru apă, pentru una alta, mergi cu socialiști în mașină, dă-le măști. De unde să le dau măști? Că aici nu erau măștile. Și din banii personali dădeam măști. Chiar în Maria, în Cracoviță, la ușă, îi dădeam din banii lui personali. Toți ne-am cumpărat măști. Păi v-ați descurcat, asta e ideea. Doamnă, eu știu ce se întâmplă. Da? Și nu pentru să vorbesc, poate respect unii, dar nu mai dați de cap. Tot la barieră și la revedere. Nu am nimic ilegal. Nu da, mai... Meritau o parte dintre ei, da? Meritau, dar nu așa. Facem de acum. Nu, dar o luăm pe cap de vită frajeră, eu pe toți ia. Doamnă, dacă îmi trebuie un kilogram de carne de vită, nu cumpăr toată vaca. În ideea în care dacă vedeam la ușă o protecție a personalului și o a cetățenilor, atunci spuneam, Doamne ajută, dați-le fraților. Dar cum nu fost domnul Vic? Nu fost dezinfectat, nu fost termometru, nu fost toată lumea. După 3 luni au făcut asta. După 3 luni? Da. Vreți să vă dau să vădiți aplicare? Haideți, doamnă. Vă aduceți aminte ce scandal am făcut în primăria asta să avem la ușă? Vă aduceți aminte? Oare ați uitat? Nu, doamnă, nu. Nu? Și atunci? Și era după 3 luni acel scandal? Nu, nu l-a început. Stai, deci nu. Era așa de gândit. Era așa de gândit. Da. Da, trebuie. Nu, nu, trebuie. Nu, nu, trebuie. Nu vă puteți așa. Pentru asta s-au fost mulți de v-au dat banere. S-au dat un om la ușă. Nu, omul la ușă n-a primit. Dați înțeles asta. Nu te gândiți ce dacă... Poți să te gândiți ce mi-am spus-o. Sparte, dar acum e pus să... Nu, noi vă ascultăm. E problema asta, da? Ideea este așa. În momentul în care am văzut acea ordonanță, am spus, domnule, ce nu merită, ce nu merită. Am stabilit așa, că cei care au fost în teren și au vărțit alimente, persoanele care erau suspicionate de COVID și se aflau în carantină prin ordin de SP, deci nu că vroiam noi, da? Oamenii ăia merită să primească. Doamna secretară, persoane care au stat 14 zile în carantină, i-a suplicat și nu le-a dus măcar o pâine. Deci o pâine nu i-au obligat poliția să duc la partea lui Cioz, să iasă afară, să iau pâine. Și au venit din Germania, și au stat 14 zile. Toți cei care au făcut cerere la primărie sau au sunat și au spus că nu avem... Au solicitat, dar nu. Bun. Repet, toți cei, încă o dată, toți cei care au solicitat la primărie au primit. Dacă n-au solicitat, înseamnă că n-au nevoie. Am înțeles, doamnă secretară. Și da? Persoanele care s-au dus că le-au numărat pachete, acele pachete, și au avut un risc și ați simțit dumneavoastră de nevoie să se duce suplimentare și le sume de bani. Da. Bun. Păi dar eu știu că se ducea șoferul, mecanicul de pe Budoi sau ator cu pachete, domnule asta. S-au dus. S-au dus și ei, am văzut eu. Da, s-au dus. Sperează Dumnezeu. Dar nu s-au apropiat, am înțeles. Am întrebat când s-au apropiat. Ordonanța a apărut undeva în aprilie-mai. De unde puteam să prevăd eu că va da cu voi cu bani astfel încât eu să mă apuc o decârtire în martie? Păi cu procesul verbal, asta ne înțeleg. Repet, procesul verbal fiind făcut în martie. De ce m-aș fi avut intenția să mă apuc o decârtire? Din moment ce nu știam că se vor da acei bani. Păi, v-am spus, păi, au fost mai multe persoane care au împărțit bani. Deci eu până dată vă spun, m-ați acuzat că ne-am dat la bani. V-am acuzat, nu erau acuzat.
au fost mai multe persoane care au distribuit acele pachete. În locația nu m-a spus și dumneavoastră, corect? A spus și dumneavoastră. Dar o parte n-au avut proiectul ăsta până la urmă. Dar pentru șoferul nu avea utilizare. Înțelegeți ce vreau să spun? Asta vreau să spun. Pentru șoferul nu avea. Pentru că în dispozițiile care s-au dat, în planul stabilit de către comitetul local din situații de urgență, nu s-a prevăzut un șofer. Nu, ce să fac? Doamna secretar, ce treceați cu colegii mei? Domnul Ovidiu, nu a puțin. Doamna secretar, nimeni nu a spus să nu se dea. Am avut și discuții cu dumneavoastră, am avut și discuții cu primar. Da, într-adevăr, câteva persoane au muncit, s-au ocupat de chestia asta. Toți cinci. Uitați, meritau toți cinci. Vă spun eu că am văzut ce se întâmplă. Bun, și acum de ce spuneți că nu m-au auzit? Dar vă întreb așa. Meritau Racoviță Marian care sta la ușă? Meritau. Nu, pentru că n-am acoperire legală. De asta înțelegeți și vreau să spun. Eu înțeleg, doamnă. Dar nu e dureros că acel om care i-a ținut frâu. Domnul, ce-a spus, dar și eu meritam. În perioada a venit zilele la lucru, am avut la vieții. Chiar dacă n-am asta, ce am lucrat cu asta. Deci și meritam. Dacă legea nu permite. Doamna secretară. De unde să capi? Eu asta spun. Când meritam și dumneavoastră. Nu mă deranjează o chestie. Meritau și ceilalți care chiar au muncit pe teren. Dar eu n-am spus că nu merita toată lumea. Toată lumea merita. Să dau. Pentru că domnul primar poate a ținut primăria asta deschisă cu tot personalul. La Răcăciun știu cât s-a mers pe 4 ore și pe 4 ore. Știu. Nu e o laudă. Dar noi am venit. Noi am venit. Mi-e ciudă că trebuiau și băieții care chiar au mers pe teren și la ușă. Am înțeles, nu aveți acoperire legală. Nu am! Dar vreau și eu faci lume, dar eu sunt domn, n-am înțeles. Nu e vorba de urmă. E vorba că ați venit. Nu mi se pare normal să mă acuzați pe mine, că am dat niște bani altcuva, pe care n-am luat niciun lemn. Nu e acuzat. Nu v-am acuzat nimeni. Domnul vicestăgerat. Deci ați dat pe dispoziții anumite persoane în contra de comitetul pentru situații de urgență. Nu, au fost lucruri separate. Pe situații de urgență am prevăzut niște măsuri. Ne-am trezit prima hotărâre, dacă nu mă înșel, de situații de urgență. Ce nu ai funcționat de grădinie? Pe 9 martie. Pe 13 martie am întâlnit eu comitetul local în situații de urgență. Știți că m-am sunat atunci, eram disperat, că știam ce să fac, eram într-o mare pericol. Nimeni nu puniție până atunci am comitetul local în situații de urgență. Mergeam așa oare cum după urechi. Am sunat la 30.000 de inițiale, statul tot au dat, fiind bine, nu știam să procedăm. Și am luat și eu pe logică elementară, pur și simplu. Așa. Deci asta a fost pe 13. Pe 15 martie, nu știu exact, dar undeva pe 15 martie, ne-am trezit cu o altă situație. Cineva de la Răgoaia a sunat la 112, a spus că este carantinat și nu are alimente. Și nu poate să... Domnul primar l-a sunat prezentativ, a zis, bă, tu ai stai bine în conturi și ai bani. Da, domnul primar, așa este. Da, și domnul primar, în aceea zi, s-a pus cu sapă, ăștia de alimente. Așa este, dar doar o zi, după aia s-a oprit tot. Ideea e în felul următor. Nu m-a puțin domnul. Meritau toți. Doamne, știți ce mă doare pe mine? Sau mă doare? Când n-au luat exact și cei care au muncit pe teren și la propriu și la figurat, n-au luat Maria Racoviță. Dar când dați temei legal cu Maria. Păi nu, dar dacă ei n-au făcut parte din această comisie. Sunteți acum la liberare. Eu pot să las vouă cererile la guvernul dumneavoastră, să le ia la toată lumea. Eu am cerut și când eram în altă parte. Nu mă interesează. Nu-mi cereți mie să răspund pentru guvern. Doamna secretară. Deci ordonat. Nu v-am zis și nu am făcut și dumneavoastră.
eram de acord și sunt de acord, da? Da. Poate și sume mai mici, puțin, nu atât de mult. Nu pot să fac. Dar aș fi vrut să pot. 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 Nu știu ce citesc, doamnă. Îmi pare rău. Atunci duceți până la școală. Dacă nu aș vrea să citi. Da? 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 Și cine să-l întreba? Copil? Cine a semnat? Nu înțeleg. Din partea instituției, cine a semnat? Domnul Ichim. Ce domnul Ichim? Ce a semnat? Pentru că n-am vrut să fie interese, de copil interese, obligația care era... Problema nu se pune de ce a semnat. Se mai spune ceva dacă se întâmplă. Obligația mea legală este să mă asigur că niciun conducător, niciun șef al meu nu intră în conflict de interese. Da? Și atunci am spus domnul Ichim, domnul Ichim, în ziua în care dau expoziția, mă luați concelul de vină. Domnul Ichim și-a luat concelul de vină, m-a luat la domnul Ichim, a spus că aveți o dispoziție insemnată. Și-a semnată. Da? Dacă era ilegală, mi-o respingea prefectura. Nu ai citit-o. Nu-i problema mea. Doamnă, nu e o problemă. O semna ca primar. O semna ca primar. Da, eu v-am zis. Ceva, în momentul în care dau cuvântul acolo pe fiecare persoană, mă dau cuvântul meu, am întrebat, era auditat de Curtea de Conturi, m-am dus la doamna de la Curtea de Conturi și-o întrebat. Doamnă, nu vă supărați. Fii Cutărescu, pot să trec aici? Uitați ce actul de obligatoare am în spate. Doamna spunea, da, îl trecea. Deci, vor că dispoziția aia, am lucrat mai bine de o săptămână. În ideea să nu greșesc, să nu greșesc. Deci, pentru că eram conștientă că vin vorba de bani, automat, nu e pe plumbă. Nu puteam să par suma de 2500 lei. Dacă era așa, părțeam la urmă din fiecare 200, 300, 500 lei și era tot mai fericită. Nu pot, legea spune doar, 2500 lei. Cum? Guvernul că exact 5 persoane aveți dumneavoastră. Dacă Curtea de Conturi peste 3 ani nu se refuze aceste sume, ce spuneți? E gata. Gata, gata. Așa că sunt plătiți dumneavoastră și domnul primar, da? Pentru sporul acela 25%, da? Corect sau nu corect? Cine mi-l-a dat? Dom'le, nu mi-l-a dat. Păi, vedeți. Da, am spus eu că am dat, dar am dat un instrument pentru asta. Pentru că, la momentul respectiv, când am dat dispoziția, în lege, din acela nu se exact, și nu se s-a schimbat legea. Deci s-a schimbat legislația. Doamna că la Curtea de Conturi a înțeles, asta nu înseamnă că se dă bani înapoi. Asta e viața. Fiecare își asumă. Cum ai luat, așa ai dat. Corect. Nu va arată. Doamne, trebuia mai multe persoane și atât. Nu puteam mai multe persoane. Păi asta e regretul. Asta e regretul și atât. Subiect este regretul. Da? Discutați-vă rog frumos cu șefii dumneavoastră la partid. Și-a lăsat partidul și mai pe care doamna secretară, felicitări, vreți pe mine? Pentru, vreau să vă fericit. Pentru ce? Eu lucrez la o instituție unde am stat izolat câte 14 zile, după asta izolat acasă, iar izolat la serviciu, izolarea aceea preventivă, și apoi iar acasă. Și după mai multe testări din astea de COVID, am avut și cazuri confirmate de beneficiari de la centrul unde lucrez și de colegi. Și cu toate astea n-am primit nimic. Promisiuni de pe la diferite sindicate. Țin să vă felicit. Deci asta țin să vă felicit dacă nu ați găsit și cadrul legal și... În timpul e bine eu secretar, dacă un om merită ceva, da? Și se încadrează conform legii, eu îi dau acel drept. Pentru că puteam fi acuzată că nu-i dau drept și era pus în serviciu. Și nu mulțumesc. Deci vă fericit, v-am spus, am primit cu toți colegii mei promisiuni și atât, n-am primit niciun leu. Și am stat acolo.
sărbătorile pascale le-am făcut la, la centru. Asta e. Nu avem. Da? Din punct de vedere, da? Puteam să dau la toată lumea, dar la toată lumea. Arunca în partea. Conform dispoziției date de domnul primar, prin care s-au numit echipe mobile, practic. S-au numit două echipe mobile cu membrii supleanți la... Asta pentru a, pentru a se deplasa colegii în teren și a da alimente persoanelor în vârstă și persoanelor care sunt carantinate cu cauza COVID-ului. Dacă era să respectă acea dispoziție, vreau să vă spun că luați și cu suma de primării, practic. Dar eu am dat numai la cei care s-au dus realmente în teren. Doamna, ia un om de la capăt. De ce nu mergea de multă în teren, doamna? Cum ați vă dat un mesaj cu Solomon, cu Solomon Ioan, sunt petrecuți pe lista aia, despre ce vorbim? Dar gata, subiectul este... Cu asta înțelegeți. Pare că ai legătă cu doamna Mia Mărbune și la mine. Și-am văzut ce aveți. Doamna, a fost Miuța. Dar a fost un șofer, cu oameni din care încercau cu asta. Hai bine să ne rugăm să nu avem. Hai lăsați mai bine să intervin. Yes. Eu am fost în teren, cred că de cele mai multe ori. Așa. Și conducătorul auto, o condus mașina spre Rădoaia sau spre persoanele izolate la domiciliu, dar n-au intrat în contact cu ei. Da? Deci omul a condus mașina, cel a intrat în contact a fost cel care l-a livrat și a livrat aproape de el și a făcut acel proces verbal care s-a semnat și am stat față în față cu ei. Deci eu personal am fost, cred că de cele mai multe ori, sau, nu cred, siguranța a fost de cele mai multe ori, dar băieții n-au intrat în contact. Deci au fost și la cazul lui Kim. Au fost și cazul de un primar, când de exemplu. S-a dus numai șoferul și a dus pachetul. Nu știu să fie fost așa. Nu știu să fie fost așa, pentru că... Ar lipsi acele procese de bani. Deci șoferul a fost atunci de cam alea de stat și a făcut bani. Eu am dat acest vot, toată primăriașul. Deci n-am ascuns nimic, vă dau pe punctul meu. Deci am spus, domnule, să vă dați pe urmă să nu știu. Persoane care au știut că au muncit și au făcut și au dus, deci nu au venit să spună? Vă spun, nu au făcut. Și sporul ăsta s-a făcut în urma unui cer, sub semnalul Gogu Vasilei, solicit sporul pe măsuri putărese. Vroiați cumva să mă duc la șofer și spun, te rog să făcut, domnul șofer, să vină și sporul. Păi hai să luăm așa, logic, dacă nu face cineva o cerere, eu cum s-o dau? Parcă era o comisie, parcă era o comisie. Comisie pentru ce? Păi a spus că pentru validare. Deci, cu alte cuvinte, recunoașteți că putea să mai fie vreo persoană care ar fi, s-ar fi putut încadra, dar dacă n-a cerut, nu îi dădea nimeni. Așa este. Dar acea persoană trebuia să stea după dovezi. Am înțeles. Bine, cu dovezi, cu tot, dar dacă n-a cerut... Da, dar vedea cu dovezi. Doamne, vă spus, stai la tine. Că n-a fost exaust. Mai ce cinci persoane au fost exaust. Au fost unii care au șerat broanțele de la cap, dar n-au
niciodată certificat de revoluționar și sunt eroi nescriuți ai nației noastre și sunt care nu își au fost acolo, dar nu știu. Eu sunt, este a patra oară când o spun. Cam așa de sunt. Dovezile acelea, adică rapoarte, procesele verbale, fotografiile, nu au fost făcute în scopul de a justifica acestea. Dar și dacă ar fi avut dovezi și nu ar fi celor, nu le dă nimeni. Dar ce? N-au ce, n-au ce să cea. Am înțeles. Noi deja am făcut niște intervenții cu ele. Intenția mea este aici să intervenim mai mult și mai bine la pod de la... la ulița Sarea. La Sarea, acolo s-a rupt timpana, s-a dus în părău, nu știu, să începe de mâini încolo să caut un arhitect de poduri, să vedem ce soluții îi dă, să le facă cumva un revizie, reparații și să ne concentrăm mai mult acolo. Ulițele, am mai pus balastă, am mai îndreptat cu... Vreau tot greu de asta vreau să vă spun. Dacă nu le-am luat, suntem în, acolo, la ora actuală, facem balastări cu camionul nostru. Camionul nostru are problemă de tacograf. De lunea trecută este în service la garanții. Ieri s-a vorbit cu garanția, așteaptă tacograful din nou să vină din Polonia. În momentul în care l-au montat, ne sună, punem camionul la treabă. Punem camionul, dar trebuie profilat cu un... un autogreder. Aș prefera să nu avem autogrederul după noi, pentru că îl plătim, aș prefera să ne duci noi cu balata și urmă când vine grederul, sunt două zile și facă treaba. Nu, 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 pune balata de reprofilată, zici, după aceea fii balata, și vedea că mă reprofilată. Nu, 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 și nu-i necesar neapărat, mai necesar ar fi împrejiterea lui după ce le pun. Dacă nu faci asta, o să fie uliția la Rătoaie, au fost prea gros, ținem cu bulbul, de la deal, la mare, da, dar nici nu poți să stai cu grederul după mașina noastră. Eu vin cu grederul și reprofilează toată ulița, că nu mai sunt multe doar care ne-au spus asta, da? După care sunt timid, ușurer cu hârța, și după aia vine la autogrederul. Da, am încercat să evit un Gabriel în plus, am să vină grederul doar o dată după și până să dea mai aproape de campul ăsta. Dacă nu faci o scăpare de geam sau apelor pluviale și utilizarea lor spre căile naturale, spre așa de lucru, pentru că apa de geamă, atunci în casă, cu acasă, la prima ploaie mai putere, trebuie să mai iau asta cu voi pe mijlocul drumul și o spăla. Da, pentru că aceste nepregrări să le facem cu bulul nostru înainte. Nu poți să faci să vă dea, nu știm, nu se poate. Știu, că nu este ce să ne-am. Asta am încercat să evit cât mai mult o teoria. Da, dar mai degrabă facem ce vreau să iasă treaba cu la Drăgușan, prin Ulița Echim, nu se mai poate circula problema, că vin că de mic din urgență cu un motor, cu un spune stabilit. La secretă, de la domnul Tomozi, e pe dreapta ulița aia, deci au venit toată piatra, au venit în drum, deci nu se mai poate intra cu mașina. Bulda lucrează, a lucrat și el, lucrează și asta. Trebuie terminat bulda, acolo. Lucrează, a lucrat și el și asta lucrează, bă, cu plăutificarea pe rând, evident, nu știu că ne poate să iau la acolo. Nu, dar e o fapt. Nu-i faci șansă, la apă, să pun. Domnul președinte, dar dacă ați spus, 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 dacă ați sp
care sunt participate. Deci trebuie fi efectuate în aici, în sudul. Șansele care să preia apa. Dar nu trebuie făcut de șansă. Pe șansă asta. Nu trebuie făcut de șansă. Și șansul de gol în care o stată trebuie să și curățarea golelor, da? Sau de răsut să se facă. Dacă nu faci șans, cum cer degeaba? Că lungul decisiv. Gruzi, doar asta v-am dus prin grădini. Dar nu faci autogrele, în autogrele, domnul primar știe. Cu ce știe că doar să da, dar sunt turiți care nu ai de ce să devină. Păi nu ai loc să faci șans, am un pic, un pic în autogrele, de asta spunea. Ulița la Amara, da? Te duci de aici la Blag, la Vali și îți spui când ce să-i dai o tentativă de șansă pe partea dreaptă, când ajungi... Vorba e interioară, da, de interiorul curbei. Bun. Și când ajungi la Vali, nu la Vali, mai la Vali, de unde locuiți, unde de înțeles? Păi dacă e o șansă, face cu un lucru, văd de... Trebuie tu, îi zici, spune-o ea. Păi să nu vă arăți că-i zici tu, acolo, nu știu dacă zici, mai avem o solicitare de angajament de apă. Da, da. Și mai e în capătul, unde întoarce mașina de la domnul, de acolo. Acolo trebuie dirijată să plecarea naturală. După aia, acolo, niște sălci, niște pământ, care apa bărtuiește vreo 30 de metri. Da. Și nu ar trebui să duci și strâmpă, dar trebuie tot de acolo. Da, da. Geaba și noi să mergem să facem să ceva lor. Nu, nu vreți mai mult să puneți să contribuiți acolo? Eu am spus de acum 10 ani când mi-ați promis lucrul ăsta, că sunt de acolo, deci eu am apă. Eu mi-am rezolvat până, dar asta nu înseamnă că nu pot să contribui și eu. Atât cât, ideea este că de atunci au mai unit oameni și mai sunt cât? 1, 2. Nu, eu am întrebat, am să spun. Ați putea fi vreo 3, 4 acolo, dacă... Da, dacă nici nu e cheltuială așa mare, nu se găsea la bugetul ăsta, să nu se mai cumpere de bieți, mă, cu 5 copii, să cumpere el țeava aia, care... El nu are scump. Vă pot ajuta eu, dacă vă vorbim tot 4, 5, să aduceți la același preț țeava aia, nu cu țeava de 5. Dar la bugetul la 3 lei. Se găsește un fond de la bugetul ăsta. Am la țeava? Am la țeava. Ești la fond. Păi și ce eu cât contează? Și ea nu se găsește la bugetul nostru. Asta ar trebui să ai un proiect și un proiect ar trebui realizat la agenția Dimitri și nu îți va da niciodată atenția. A venit să ai canalizare. Și nu ați mai avut situații similare în comună? Am avut și cu contribuția lor și cu ajutorul nostru am făcut și la țară. Da, păi și asta. Ai o familie cu mulți copii, n-am vreo nici curent de ei. N-am dau apă. Dar așa să se apă doar și așa. Sigur, cu teama și eu. Cu aia. Mai cheltuim din proiectul banșul pentru toate chestiile astea. S-ar putea face... Deci cu toată... Este vorba de om. Uliții chiar... Amorabile. Uliți amorabile, așa se cheamă. Uliți amorabile, da. Nu se cheamă. Nu sunt dacă dați apă. Acolo erau cazul o familie. Primăria n-ar putea cumva, deci, nu, acum am înțeles că au cumpărat, dar i-a ajutat cu țeapa, cu budul, să pau, cu pumnicul așa. I-a ajutat cu budul, i-a ajutat cu... Știu că și cu țeapa nu s-ar putea, nu, să găsim o toți legată, că știu ce spui cu proiectul. Nu poți prin proiectul ăla, nu se poate. E plasament individual, n-avem cum să justificăm.
Da? E compartimentul de asistență socială sau nu știu. Vedeam un ajutor de urgență. Da, așa, vedeți? Deci nu pot, domnul Bucă, nu pot că nici nu au domiciliu pe Baraba. Da. Și vă iau, Baraba nu poate să dea un ajutor de urgență. De urgență unei familii care locuiește pe teritoriul altei comuni. Dar să dau un anchetă socială prin care demonstrează că stau acolo. Nu, luați. Anchetă socială face la locul domiciliu. Luați domiciliul meu, luați cazul conatii mele care cu handicap și spuneți că-i trageți ei și că acolo îi extindem și pentru ei. Doamna Grivas, cum ați făcut la parte atunci și ne-ați rugat că o să fim întrebați? Dar eu n-am spus că nu. Așa ar trebui să faci și acum. Păi apoi că toți consilierii, că nu pune cum vă dau în tradiția. Corect. Așa s-au putut. Corect. Corect. S-au putut. Ca să vă rog știu. Dar s-a putut și fiecare dată, domnul Bobov. Da? Sunteți de acord cu rechipiarea de la? Suntem. Unanimitate? Bună, mulțumesc. Doamna secretară, data viitoare la o ședință următoare, aș vrea să fac și eu contribuie invitat la domnul viceprimar, să vă fac ședința la Consiliul pentru spațiu. Cum poate vreau să se fac? Poftim? Da, vă rog frumos, întotdeauna. Fiindcă vă gândim cine ați venit și noi cruzam tot în stare de venim la primărie și care lucrează aici, vai de mine lucrează, că te-au ascuns pe acasă. Fără să fac și eu chiar așa. Mă, asta nimeni ascuns acasă. Aia, deci nu știu. Din păsigură, mă simt rău. Vreau să vă concedim. Acum sunteți bun, acum sunteți rău. Vedeți? Haideți să nu dăm așa de gata. Abia era strâmbit. În pandemie, fugim. Trebuie să vă concedim. Da, dar sunt 4 zile. Nu, nu, doar 3 luni. Vreau să vă concedim. Vreau să vă concedim. Vreau să vă concedim atunci acum mă simt, nu acum. Nu, vreau să vă concedim din capul. Din nou, ce s-a urmat. Trecem la punctul 3. Revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 2013 privind modificarea contractului de concesiune numărul 2998 din 29-12-2004 încheiată între Consiliul Local Baraba și Cabinetul Medical Individual Dr. Proiectorul Diana Cristina, inițiator primar de Edi Costel. Revenim la proiectul hotărârii, vă preferat? Da. Direct, dar poți să spui deja că l-am spus. Hai să discutăm doamna secretară cu adevărat de mulțumesc și cu atât și da, cred că în ultima ședință ne-a spus că s-a adăugat, a venit o hotărâre de Consiliul Local cu care s-a diminuat suprafața aceea de la dispersat dată în concesiune. A trebuit să iau totalul la mână, cum va spune, să puteți foaie cu foaie, să înțeleg și eu despre ce este vorba din punct de vedere legal. Am purtat o discuție cu doamna doctor proiector. Doamna doctor proiector mi-a spus că nu recunoaște valabilitatea acelei hotărâri și că urmează, dacă urmează să-i dăm, să facem aplicarea acelei hotărâri, ne va acționa în instanță. În acel moment a trebuit să iau în calcul acest lucru și a trebuit să studiez dosarul ochii judecătorului, să spunem așa, astfel încât să, dacă suntem acționați în instanță, să știu cum construiesc favoraia. Și am văzut că aveam hibe. Hotărârea a fost dată, domnul primar, nu voi să-mi dați puțin referatul. Plecare. Sau niște articole acolo, domnul primar.
Am întocmit un proces verbal, da? Dar s-a dat cunoștință. N-ați notificat
dintr-o hotărâre din Consiliul Local care a fost adusă la cunoștință. Înainte de asta, să fie notificată, domnul Zisă. A fost și chemată, da. Și cunoștință. Prin notificată scris. Prin hotărâre. Prin hotărâre. Deci s-a dus la cunoștință. Dânsa avea 30 de zile termen s-a dat din contingență. N-a făcut niciun curs. Da. Avea niște. Nu are. Chiar dumneavoastră a spus că aș introduce efecte acea hotărâre juridică. Articolul 13. Articolul 13, punctul 1, prevede că orice modificare da, a prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de ambele părți contractante. Acest act adițional nu a fost semnat niciodată. Dar avem o hotărâre de Consiliu. Care n-a fost pusă la aplicare. Care n-a fost atacat în... Care n-a fost pusă la aplicare. Bun. Și nu înțeleg eu. Deci, acel imobil, care este al Consiliului Local, dar este concesionat pe perioada de la 25 de ani fină, doamnă, nu folosește, nici ar mai plăti, nu înțeleg. Noi am putea... Păi trebuia să plătească de devență concesionat. S-au primit cu ani în continuare și la ora actuală doamna plătește întreaga redevență pe toată suprafața. Deci nu o folosește. Deci nu-i trebuie. Și am putea să o folosim noi. Ce face? Și la acolo. Doamna plătește așa cu nimic în spate de jos. Nu-i... Nu-l folosește tot. Dar nici încă un lucru. Aveți să facă asta în patru lucruri? Eu n-am știut că ai putea. Facă că să vină aici. Dacă vedeți, mă spun și altceva. Mă spun și altceva. Dacă o făceam, nu e ca bine. Haideți să spunem altceva. Doamna Ducă lucrează la cabinetul jos, da? Ce-am făcut noi atunci, ce-ați făcut dumneavoastră, vroiam un alt medic de familie, da? Da. Bun, dar și ea, la rândul ei, vrea să-și protejeze și faci afacere, nu afacere. Ce faci și dânsa, nu? Păi cum o protejezi? Bun, dar toți pacienții treacă de la dânsa, treacă de la celălalt. Și asta e un pic. Vrei ceva? Exact. Nu v-am întrebat cu vă respect. Exact cum ar trebui dumneavoastră să faceți un locul bibliotecii. Consiliul Local să facă un loc, plătiți să facă un magazin. Dacă aveți posibilitatea. Lăsați, v-am lăsat și piatră. Concediu medical, domnule, e mica dată. Am sunat la DSP, mi-am adus aminte. Da, ne spune că vedeți ce atacul. Vedeți ce atacul. Dezblocăm orice după 7 ani. Urât. După 7 ani, dezblocăm orice. Da? Și ce-am făcut aici? Avem un medic în Drăgușani, avem un medic în Parava, iar doctorul de la Parava se duce și lucrează la Păcir. Deci eu am lucrat și la Păcir? Fiindcă eu scăzut numărul de pacienți și de ăsta caută să-și facă numărul de pacienți, să facă până în continuare. Deci noi ce-am făcut până la urmă? Am scăzut modul în care cetățenii comunii Parava veni și ia de servicii medicale. Fiindcă vine de 2 ore pe săptămână. Aduți aminte la data respectivă. Nu mai e populația. La casa de asigurăță, la care erau 2 ori. Nu mai e pe la data. Pentru ce? Pentru un număr de cât? Da, și deja plecați, și plecați deja, dintre ei, s-a Crăciun la Bacău, foarte mult și acum, pentru că sunt 10.000, sunt a patrie, și poate să vină cu medic. Domnul Ovidiu, nu mai sunt oameni în localitate, nu mai sunt oameni. Dacă nu mai sunt. Păi totuși, aici, acum care sunt la Crăciun la Bacău, nu știu de ce. Dar e plecat la funcționarea Domnului. Adică omul s-a arătă, să aleagă, asta e cât o face. Dar acum nu mai era cadrul. Păi da, și după 7 ani observăm că doamna încearcă, dacă tot mai... Dar noi nu i-am făcut nimic. Doar... Acum, noi nu făceam acolo... Păi da, alimentăm subiectul și conflictul. Păi de ce? Păi cum dacă eu vreți să-i luați ea toată? Doamna... Nu-i luăm, n-ai înțeles. Doamna... Eu nu mai plăteam acum, dar făceam altceva, nu duceam altă doamna...
mai frică acum că poate noi ăștia de la primărie vrem să aducem încă un medic și să-l punem acolo. Sunteți că a venit cu medic și nu știu, dar să se explice în modul în care am avut conflictul ăsta. Domnul Bobo, e spațiul comunei sau e doamne lucruri? Hai să știm că am înțeles, dar se putea face și pentru izolare în spațiu amenajat. Se putea face multe, se pot face alte de autorități, se dăm în spațiu în locul nostru. De cauza conflictului se protejează. Sigur că dacă le prind bani acolo al medicului, nu vrei să iei băgat. Dar cine a zis că-i băgat în el? Dar nu a fost conflictul când i-a făcut doamna Mădărșan. Dar nu a fost conflictul când i-a făcut doamna Mădărșan. Nu, nu, atunci când a făcut doamna Mădărșan, cine de casă? Acolo, bătaie, a fost spate. Că nu a venit la noi, a fost spate. Și noi ne-am dus acolo. Da, da, da. Și trebuie să a fost spate. Dar e doamna și a făcut la Mădărșan, nu le-a venit. Și atunci ce mai ne face conflictul ăsta în ziua? Civica comunii să stea nefolosit, când avem atâtea nevoie. Și nici nu s-ar mai plăti. Păi da, dar ce? Ce vreți dumneavoastră să se creadă că... Dar să ne apărăm, doamne secretar, să facem atât de punct de vedere. Păi da, dar vedeți că nu sunt negociată, nu sunt studență. Putea să vedeți și dânsa aici, nu? Am invitat-o astăzi și plecată la Iași. Mă rog, vedeți. Dar lucrul ăsta se poate face de vreo comisii, de-a noastră. Poate să aduc ea un coleg de breazdă, da, și un coleg cu cine? Da, completat. Nu, păi asta e ideea, că aveți dreptate, dar nu cu răutate. Păi nimic cu răutate. Nu, dar deja au pus un geapă, cu un geapă să mai recunosc. Ca să ne punem și acuzația care e drumul. Aia am zis-o. Fata mai la ea, așa, ca mine face de zeseală și nici nu vrea să vină, aș fi vrut. Niciodată. Și dacă vrea să vină aici, facem acasă. Ați îi facem acasă. Ați zis și eu, va așa acasă. Dar fi fost bine dacă vine. Dar în principiu ideea ta e bun, sunt de acord. Păi sigur, trebuie la un cumva de strânde și încălcăm o soluție. Corect. Uite de asta, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Așa să-i intervin și eu. Deci doamna doctor, la ora actuală, plătește concesiile din direct spațiu. Da. Da? Pentru bugetul Consiliului Local, un lucru cât de cât bun. Pentru dumneavoastră, nu prea. Pentru noi e bun, că nici mai mult spațiu. Nu-i mult, e de. Dacă avem vreo ofertă, să apară un domn stomatolog în zonă, lucru care... Domn primar, scuze-mă că te-am putut. Nu o să-ți vină niciun medic, dar nu era vorba, nu puteam face altceva. Nu o să-ți vină dacă nu, noi primărea ne-am implicat pe Consiliul Local, să utilăm, să dotăm un cabinet stomatolog. Și pentru un medic la parcă stomatolog, dacă era atât, are de treabă o zi, două săptămâni. Sigur, mă fac așa. Și nu îți vine să investească cu biliarde sau așa, ca să-și facă un cabinet la parcă, pe atât. Atunci, noi dacă vrem să ajutăm comunitatea Consiliului Local. Dotați atunci un medic la care dota cabinele, pentru că nu o să vin, probabil, o să vezi, nu știu. Dar să fie lăsat. Da, nu am spus cabinele să mă apătăși, doar ce face și altă. Asta este aspectul la degea. Activități medicale. Da. Nu știu mai mai mult. Kinetoterapie. Sunt mai mult. Și mai merge, sigur. Nu știu, poate să deci, la momentul actual, dacă permiteți, e dezavantajos pentru toată lumea. Pentru doamna doctor, că plătește și plătește degeaba. Pentru noi, că avem un spațiu și nu-i dăm o utilitate care să aducă beneficii pentru sănătatea întregii comunități. Deci, pentru toată lumea, e rău așa cum este acum.
Eu nu o să mai fiu aici. Pe care duce aceasta, care mulțumesc celor care nu m-au votat, că nu vreau să mai fac parte, să fiu colegi cu oameni care spun că e bun așa, când toată lumea vede că e rău. Trebuie să fie ceva pentru toată lumea să aducă un avantaj. Și cu asta basta. Toată lumea vede și spune că nu-i bine, dar noi spunem că e bine așa rău cum iese. Se va discuta lucrul acesta și se va hotărâ
Dacă vă spuneți, asta nu depinde de mine, eu am și venit cu proiecte de hotărâre, că veți fi consilier local, veniți cu proiectul de hotărâre, că eu n-am inițiat la proiectul de hotărâre. Da? Mie ce mi se pune pe masă, aia se vezi. Da? Deci nu mai depinde de mine. Dacă eu am cu plăcere, dacă nu... Și discutăm și cu doamna doctor, ca să nu fie... Evident, nici de asta n-ar mai plăti, n-ar mai plăti în de viață, pentru ceva ce nu folosesc. O altă componență a Consiliului Local. Într-o ședință viitoarea noului Consiliu Local, stabiliți o echipă, invitați-o pe toată la o ședință, dați-o pe copiat, explicați ce vreți să faceți, ce nu vreți. Dar se poate ce a spus domnul Valentin, adică în clauza aia să noi ținem plecăm, pentru că nu o să-i aducem atât. Se poate, sigur că da. Important e că aveți puncte de legătură pentru stabilirea unei voi înțelegeri și a urmării urmarea pașilor respectării pașilor. Am spus că trebuie să vă întoarce jos și pentru dumneavoastră că plătești în plus și pentru noi că avem spațiu care nu-i folosim. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, trei cuvinte vreau să spun și eu. Haideți să găsim și o soluție pentru satele Teiu și Prădoaia. Vorbim și cu ambele persoane, doamnele doctor, din localitate cu cabinetul Drăgușan-Baraba, să facem pe o chestie de modul sau container un punct de lucru la Teiu și la Prădoaia, doamne. Și atunci nu mai pleacă nici în alte localități, sunt și persoane mai multe. Pentru că pe o chestie logică, că domnul ar trebui să spun că e specialist, cei cu lomboștiatică sau cu bazinul, așa, ce e să se doamne? Nimeni pe timpul ăsta de așa ar trebui să meargă acolo, containerul să fie multiplu. Asta, la nu fie, dar mă gândim că vedem sumii pentru lucrurile așa ceva. Dar găsim domnul... Păi da, ce? Ai tot o discuție. Trebuie să avem o comunicare pe ei și acoperim toată comuna. Dumneavoastră decideți. Nu știu, dar mai aveți întrebări. Clar, trebuie discutat cu ambele persoane. Cu ambele persoane.
am o dare de timp, cum ați putea personalul la locul, dar de la punctul cel de fapt, nu, de la locul, este cineva pentru modificarea contractului de concesiune? Nu modificarea, Cine este? Păi dacă am spus că în forma în care o vom noi, nu ne-a dat la asta.
de primărie, parama, sunt doamnă. Da, 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 spațiu și să poți să te rămân în grajul să ne apucăm de acel garaj. Altfel nu știam de faptul că această hotărâre există și nu trebuie să fie cât juridice și să dea acolo în dosarul de ședinței în mulțumit. Corect. Deci, am realizat că am realizat lucrul ăsta, că am făcut bine că am propus revocarea acestui hotărâri în urma discuției cu doamna doctor. De ce? Era venit doamna doctor pentru o altă treabă, mă rog, cum avea legătură cu hotărârea respectivă. Noi am spus, doamnă, dacă nu mă căutați în altă vă căutați, mă uitați mâine în ordinea de zi, am această, așa. Eu nu discutasem în prealabil cu doamna doctor, n-am avut timp, am fost o perioadă cumplită, vă rog să mă credeți, pentru secretarii de jale ce sunt de muncă, așa, și n-am avut timp să-i spun, doamnă, vedeți că pun pe ordinea de zi hotărârea asta, nu știu ce. În urma mea discuție cu doamna, doctor, a fost contradictoriu, pe un ton destul de aprins, aș putea să spun. Eu am încercat atunci să fiu foarte calmă, doamna a fost foarte nervoasă, dar eu mă mir, că de obicei sar așa repede, ea atunci era să așa. Ei, dar doamna rămăsese cu o impresie greșită, și anume că noi ăștia din primărie s-a pus pata pe ea și că vrem să-i facem rău. În momentul în care eu i-am spus ieri, doamnă, uitați, m-am uitat pe dosar, am văzut că nu e bine așa, că nu e bine așa, că nu e bine așa. Eu propun modificarea și urmează să facem alte negocieri. Doamna doctor a realizat că suntem de bună credință. Ați înțeles? Contează foarte mult. În momentul în care te apuci să faci alte negocieri, ca interlocutorul tău să știe că tu ești de bună credință. Dacă noi ne tramponăm și nu revocăm această hotărâre, îi întărim ideea doamnei doctor să avem ceva cu ea și o vrem să-i întărim. Păi cu atât mai mult. Repet, nu înțeleg de ce ne tramponăm de ceva care nu ne folosește. Asta încerc să vă explic. Nu văd rostul. Păi acum am înțeles și eu mai bine. Hotărârea de acum o luăm doar de traizat de calitate cu așa. Hai să punem o dată la tot și gata. Nu, 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 nu. Ce faci mai multe? Ce faci mai multe? Adică tot s-o hotărârii Consiliului Local, numărul 37 din 2020, privind aprobarea planului urbanistic zonal în extravilanul comunii Parava, județul Bacău, suprafața de 2700 metri pătrați, folosință actuală, pășune, beneficiar, schidul Sfântul Alexei.
Asta e. Știți că în iunie am ocupat propunerea de zona. În avizul de specialitate al Consiliului Județean scria că trebuia să trecem din extravilan în intravilan teren. Da. Ceea ce noi am făcut din pădere. Da. Mare parte. Și încă ne-am dus la OCPI, OCPI m-a zis, opa, dar unde scrie că e trecut de intravilan? Păi n-am să deschis, că urmează să aprobăm punctul general și atunci ar trebui în momentul. Nu. Să-mi scrie în pădere. Și atunci am venit cu completare. Am introdus un nou articol în care îl declarăm cereul respectiv în intravilan și se spate din intravilan. Dau citire ca să ne rămâim, da? Punctul numărul 5, hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielilor comunii. Parava și a bugetului de activități financiare din venituri proprii aferente trebuie sunt 2 ani 2020. Dăm cuvântul doamne. Aveți la mapă? Bun. Având în vedere prevederile secțiunii 4, articolul 49, alea 12, din legea 273 din 2006, analizând istoria motivă a primarului Comunei Paraba, raportul doamnei contabile Gina Maria din cadrul aparatului de specialitate din spălarea primarului Comunei Paraba, Părinț Bacău, avizul Comisiei pentru Programele de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodării Comunale, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, și în temeiul prevederii articolului 49 alea 12 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale și articolul 155 alea 4 prin ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ. Articolul 1. Se aprobă. Execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielilor Comunei Paraba și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii la nivelul trimestrului 2 anul 2020, așa cum este prevăzut în anexa 1. Anexa 1 face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 3. Prevederea secretarului Comunei Paraba, prezenta hotărâre va fi comunicată de drepții prefectului în vederea verificării legalității primarului Comunei Paraba, acompaniamentului de specialitate. Mă urmăriți? Da. Foarte atent. Total venit, prevederi bugetare, încasări realizate. Deci prevăzut 2.616,52, realizat 2.561,97. Secțiunea funcționare total, prevăzut 2.309,60 și realizat 2.300,24. Din care impozit pe venit din transfer proprietăți, prevăzut 0,0, realizat 0,72. Cote debarcate din impozitul pe vânzut. Cote debarcate din impozitul pe venit. Prevăzut 107,50 și realizat 100,48. Sunt președinte de Consiliul Consiliului Europa. Bun, să vedeți. Cote debarcate din impozitul pe venit pentru intervenirea bugetului locale. Prevăzut 197, realizat 201,35. Sumele partizate din fondul la dispoziția... Nu știu ce îmi scrie aici. Prevăzut 186, realizat 164,18. Impozit pe clădiri de la persoane fizice. Prevăzut 30, realizat 22,85. Impozit pe clădiri de la persoane juridice. Prevăzut 8, realizat 9,06. Impozit pe terene la persoane fizice. Prevăzut 40, realizat 64,58. Impozit pe terene la persoane juridice. Prevăzut 0,75, realizat 0,73. Impozit pe terene extravelan. Prevăzut 60, realizat 61,39. Taxe judiciare de timbru, prevăzut 0,0, realizat 6,70. Alte impozite și taxe de proprietate, prevăzut 0,0, realizat 1,53.
Sumele defalcate din TVA pentru cheltuielile centralizate. Prevăzut 371, realizat 348,90. Sumele defalcate din TVA pentru drumuri. Prevăzut 68, realizat 68. Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 1167, realizat 1167. Taxe hoteliere, 0000. Impozite pe mijloace de transport pe zone fizice. Prevăzut 40, realizat 45,94. Impozite pe mijloace de transport pe zone juridice. Prevăzut 25, realizat 16,70. Taxe autorizații funcționale, prevăzut 00, realizat 1,76. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, prevăzut 00, realizat 2,04. Alte impozite și taxe, 00, prevăzut, realizat 1,0. Venituri din concesiuni, prevăzut 10, realizat 20,3. Alte venituri de proprietate, prevăzut 10, realizat 00. Venituri din prestări servicii, prevăzut 00, realizat 0,02. Taxe judeciale de timpuri, 0,00. Venituri din amenzi, prevăzut 21, realizat 21,18. Alte amenzi penalități, prevăzut 9, realizat 5,66. Taxe speciale, prevăzut 152,00, realizat 123,31. Sume de finanțări anul precedent, 00. Alte venituri, 00. Donații și sponsorizări, 00. Vărsământe din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare, minus 202,65, prevăzut realizat minus 160,00. Subvenții de stat ajutoare pentru încălzire, prevăzut 10, realizat 2,16. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare să țină derulările proiectelor finanțate din fonduri externe, prevăzut 00, realizat 0,39. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, 00, prevăzut 2,58. Secțiunea dezvoltare totală, prevăzut 36,92, realizat 261,70. Vărsământe din secțiunea funcționare pentru serviciu, pentru secțiunea dezvoltare, prevăzut 202,55, realizat 160,00. Venituri din valorificare unor bunuri, 0,000. Sume primite din finanțare PNDL, 0,000. Sume excedentul bugetar, prevăzut 00, realizat 00. Sume primite din cadrul mecanismului de contări, prevăzut 33,77, realizat 33,77. Pensie, prevăzut 70,50, realizat 67,93. Total cheltuieri, prevăzut 2513,01, cheltuit 1591,55. Pentru secțiunea funcționare total, prevăzut 2190,69, cheltuit 1539,62, din care autorități executive, prevăzut 1022,09, cheltuit 804,61. Cheltuieli de personal, prevăzut 820,00, cheltuit 698,35. Bunuri și servicii, prevăzut 203, cheltuit 107,17. Sume recuperate în anii precedenți, 0,91. Ocrotire socială, prevăzut 10, cheltuit 8,90. Transfer centre ocrotire socială, prevăzut 10, cheltuit 8,90. Protecție civilă, prevăzut 92, cheltuit 31,59. Învățământ, prevăzut 130, cheltuit 21,96. Din care, cheltuielile de personal 00, bunuri și servicii, prevăzut 113, cheltuit 19,46. Etichete sociale, grădiniță și CES, prevăzut 7, cheltuit 2,50. Burse, prevăzut 10, cheltuit 00. Sumele recuperate în anii precedenți 00. Cultură de creență și religie, prevăzut 73,40, cheltuit 34,93, din care cheltuielile personal, prevăzut 37,40, cheltuit 29,55. Bunuri și servicii, prevăzut 1, cheltuit 0,38. Transferuri, prevăzut 35, cheltuit 5. Asistență socială, prevăzut 537,50, cheltuit 443,50, din care cheltuielile personale, prevăzut 312,50, cheltuit 234,33, cheltuielile materiale 00. Ajutoare sociale în cazul de demență de persoane cu handicap, prevăzut 225, cheltuit 209,17. Sume recuperate 00, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 204,70, cheltuit 124,83, din care cheltuielile personale, prevăzut 68,70, cheltuit 57,52. Bunuri și servicii, prevăzut 136, cheltuit 67,31. Protecția medie, prevăzut 115, cheltuit 78,33. Transporturi, prevăzut 6, cheltuit 0,92. Secțiunea dezvoltare total, prevăzut 322,32, cheltuit 162,54.
autorități executive, prevăzut 43, cheltuit 15,72, din care pe activități fixe, prevăzut 48, cheltuit 15,72. Ordine Siguranță Națională 00, active fixe 00, FAD 00. Învățământ, prevăzut 114,67, cheltuit 81,49, din care active fixe 00, finanțare externă after school, 114,67, cheltuit 81,49. De sănătate, prevăzut 10, cheltuit 2,20. Cultură, creiere și religie, 0,00. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 100, cheltuit 58,32. Din care cheltuielile de capital, 100, cheltuit 58,32. Protecția mediului, 29,65, cheltuit 0,0. Transportul, prevăzut 20, cheltuit 7,81. Excedent, total venituri, 103,51, realizat 963,42, prevăzut 103,51, realizat 963,42. Da, asta e tot. La 27, altea mesi penalități, ai văzut 9.000, realizat 5. Unde ești? Unde, da? La 27. Lucrată la teorie, da? Penale tot, da? Adică am prevăzut că vom încasa 9.000 și am încasat... La 26, venituri din amenzi. Da, venituri din amenzi. Am prevăzut că vom încasa 900 și am încasat 5,66. La 26, venituri din amenzi, da? La 26. Am venituri din amenzi de 26, da? Nu, nu, acolo. Și prevăzut 21, realizat 21,1, da? Da. De ce se referă ea la 27? Alte amenzi, penalizări, prevăzut 9.000, realizat 5.66. Așa e programul. Nu pot să vă explic eu, dacă ar fi doamna Nepădatul, dacă ar fi doamna contatul, dar nu avem, dacă ar fi doamna Nepădatul, este plecată la Bacău, ar putea explica mai mult. De ce e poate programul așa că... Poate, poate. Deci venituri din amenzi și aici spune alte amenzi. Alte amenzi pe și în afară de amenzi. Deci prevăzut altă sumă realizată altă. Da, probabil că aici amenzi sunt clasificate. Amenzi de circulație, amenzi de 61, amenzi de la ăștia, de la care nu avem revenit. Sunt categorisite cumva amenzile astea. Sunt o parte care au la buget local, sunt o parte care se duc la regenii oaieri. Pot fi penalizări. Nu? Da. Păi amenzi? Și din părere scris amenzi și penalități. Penalități sunt penalități. Penalități. La 63 culturi, religii și de creiere, prevăzut 73, realizat numai 34. La cheltuiere. Deci am avut prevăzut 73, din care am cheltuit doar 34,93. Și atât din care personalul 37,40, prevăzut 29,55, unul la bun și servicii, nu știu ce s-o cheltuie de acolo de 0,38. Ceva, total, dar plătim, nu știu. La centrală, de ce? Ce mai vreau? Ce? Ce sumă e? De 0? Nu, au fost prevăzut. Vă rog să atât mai puțin, că prin perioada aceea în care toate activitățile culturale au fost suspendate, așa, urmare și s-au cheltuit banii. Ce activități culturale? Și voi ați luat comunia, am luat mai multe chiar dacă am dat-o și am dus la parte, destul mai mult timp. Era 5.000 de Nu vă dă acolo, nu pot să vă dă acolo.
Cine este pentru... Mai am intrat de? Da. Sunt la diverse. Nu? Că cum vrei să-i dau? Nu. Ăsta-i pe perioada 2017. Da. Așa și cu... Dar după cum știți, am avut raportul Curții de Conturi în două etape. Una etapă înainte de COVID, pauza de COVID și următoarea etapă. Va duc la cunoștință raportul Curții de Conturi. Deci avem un raport pentru auditul din 2017, când ne-au lăsat unele măsuri de recuperare, au fost verificate și ne le-au prelungit, sau ne-au dat sarcina mai departe să recuperăm, și raportul Curții auditului anului acesta. Deci vă citez acordul puțin, pe contul după auditul din 2017. Da, nu putea trebui să Păi mai multe... Dar eu zic că e bine să... Dar nu e chiar nou. Câte pagini are? Ăla de 2017. Ăla de 2017. Ăla de 2017. Dar așa că ai rezolvat. Dar nu are doar niște concluzii la final ca să... Ba da, poate să știți... Păi vreau să citesc la concluzii, cu practic asta interesează cetățenii. Da, poate să citesc... Noi discutăm doar ce informații. Dar nu ați face la curat. Nu se poate, da? De asta, practic, dar nu se trece la concluzii. Să nu multe citeți, mai bine veniți fiecare și ascultați. Nu-i vorba doar de noi, vorba de cetățeni. Dacă ziceți doar la auzi, ne-a trebuit, nu știu. Pentru noi, asta e trebuit. Pentru că tu ai știi, se numărează nu știu ce bandă acolo. Exact. Așa. Pe site. Trebuie să vorbesc. E obligat. Oricum trebuie să vorbesc. Biglete să pun pe site. Da. Și de la noi cetățenii află ce vor și ce vor. Da. Ce e care primi ce vrea. Să pun pe site. Am găsit cât număr degetele la o mână, de la omul, cel puțin cu foarte multe, care știau că ședințele sunt filmate și că să le vadă și ei măcar una. În schimb, am găsit un domn care este pe toate, domnule, le-am văzut. Și spunea, zice, vorbeam singur după. M-am simțit așa de prost, că de-aia vă spun că mulțumesc că nu am mai fost ales ca să-mi văd de viața mea, personală. Așa. Deci, am găsit un singur om care să le-a văzut pe toate. Și nu au spus că se plictisesc, nu știu, pentru că se citește cu mult proapărat, dar ce oară, ar fi nu, eu vă spun. Domnul, așa mi se va mai dezbaterea proiectelor și... Nu știau că sunt filmate și adică de 2 ani jumătate și... Mulți care știu că sunt filmate, dar nu se uite că cum am găsit, dar cunea, nu sunt din... Sunt de aici, de loc, dar stau la oraș sau în afară. Ăia de aici, în copilă. Ăia de la afară știu mai multe. Dar știți?
Păi întrebam că stăteam așa cumva la, la o luptă, să zicem așa, și spuneam, ați văzut o ședință? Ce ședință? Păi de doar jumătate. Bă, dar pe fiecare, da, tot ați vorbit. Deci nu vă pasă de cuvânt. V-a certat cineva, că nu nici nu m-a certat. Păi asta e tot. Ne-au certat, că ne țipăm aici, că ne certăm. Am pe dreptul să vă spune. Păi suntem. Dar spuneți, după apăinul care a fost acum ultima perioadă, s-au degradat drumul despre pismul comunului Dorevici, unde era să văd că e niște accidente pe acolo să nu se merge pe UD, 9 tone al pedajul, la 2 metri intrați, acolo rămâne până la... Drumul iar de la Sfântire Sfântirea, chiar este important. Nu e... Nu trebuie să vă rog, ne-a spus și nouă, dar n-avem cum intra acolo. Drumul trebuie să văd. S-a urcat, domnule, dar la fiecare ploaie era apa urmă. Da, da, am vă rog frumos pentru că încerc campaniile. Ieri a plouat, utilajul a fost în ploaie, nu stă degeaba, vine și acolo. N-avem viață. Așa nu funcționa. Nu e așa, dar trebuie zdrăbat cu domnul ca să acoperi. Domnule, este tu. Domnule, am spus o dată, să înțelegea băie, că am zis și credem și pentru reprofilare și după balastare, luăm un crede și atunci dăm un crede pe toate drumurile unei. Și cred că face altceva. Mai cu bun domnule, că eu să beneficiem, să... Și drumurile la bazine trebuie și asta. Da, domnule. Pregătim drumurile. Pregătim drumurile de iar pentru crede. Și dăm un crede, nu știu, țin, o zi, două, până și termină treaba și mă chemăm după... După balastare. După balastare și de drumul. Cel mai bine. Dar problema este cu corul de ultimatar, nu știu de la bunul nostru că nu are accent din cauza nu știu ce prun. Iar regimii s-a băbătaie la ce ar putea. Și între timp, domnul Arcan, sunt niște prune acolo, până în curba aia, nu știu cui sunt, dar știu că... Dar dacă trec că nu spui, domnul nostru, să apoi că e ca urmă, nu trebuie. De acord, de acord, pe perioada reportatului și de asta, de asta și vreau să urgentez apariția grecului în zonă. Dar trebuie să ne ajutați din punct de vedere asta, toledizarea formului ăștia. Nu, nu, mă refer la domnul Ciotar, că știu eu de ce spun acolo. Și eu mă refer și pe acolo cu toată... Adică o discuție cu proprietarul, cu... Ei n-au avut să taie clientele, cum se intră? Spargi un geam? Chiar dacă îmi vrea, nu vrea, nu vrea, dacă e un scurt. Luați-mi de mic la mine. Luați-mi de mic la mine în fața vă vede. Așa trebuie. Da, da, da. Dar chiar dacă îmi vrea să iei lumine, că stau mai mult la umbră acolo. Așa este, așa este. Vara, vara era mult. Ținea umbră, dar acum ea mea era prea. Eu știu că nu ești așa. Se lăsăm la acordul de cont de contul, vreau să spui că este o comunie, este o marchitează. Te mai ajut, doamnă. Știu că nu vreau de ce înțelegi. Scrie acolo. Scrie acolo undeva că între vecini, dacă trece ramuri din copacului de la vecini, eu am dreptul să le arătesc, dar are rău. Nu e un codul civil, nu e un legea 30. Nici în copac, nici în copac. De la legea 30 care urmează... Are o aplicație de construct. Așa. Nu le-am reținut. Ne luptăm cu el, dar știu că stipulează undeva clar să toaletează copacul. Ei, dacă pe domeniul public intră ramurile din curtea omului, noi nu puteam să le toaletăm. Domnule Vașa, drumul de exploatare, am spus și mă repet, dar nu știu câte oameni, nu fac parte din domeniul public. Eu mă referam asta de sat, că spunea domnule sau nu, 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 mă discutam, dar nu e pismul formului. A, pismul formului. Și știu ce discutam, domnule, știi foarte bine ce. Vecinii sau proprietarii au pus pruni până în mijlocul drumului. Când te duci acolo, începe la surat. Dacă e prieten cu cineva din opoziție, sună la ăla, dacă e invers. Și asta spun. Oamenii vor utilaj pe acolo să le facă. Dar să nu-i dai cu papa. Și atunci... În ideea că-i fructifier, că dacă-i fructifier... Dacă nu-i fructe cu cetățeanul... Păi da, mai tăiat și l-am luat cu polo bani și... Ea e fructe cu 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 am vorbit cu mea Sabo, am vorbit cu mea Sarsei, alții țin discuții, cu alții, dar nu vorbim, nu vă stai cu partea.
17 și ei tot au dispus măsuri, noi tot am implementat din măsuri și acum când a venit doamna auditor, a ținut să vadă în ce măsură am dus noi măsurile alea până la capăt. Și face aici doamna o enumerare. Prima abatere la vremea respectivă cu privire la exercitația și realitatea datelor de pentare și situație financiară, organizarea și conducerea contabilității, spune ce măsuri a dispus doamna la vremea respectivă și într-un final spune grad de implementare a măsurii, este măsura a fost implementată. Deci ne-am lichidat cu asta. Așa. După aia, a doua abatere era referitor la un intern. Poate că aici nu avem, în sensul că nu avem angajat persoane care să facă audit intern. Am discutat, nu știu. Am discutat, exact. O lasă-mă să urmă de noi. Să trăim, care se face. Așa. Hai, angajat, bun, hai măsură să facă. Nu, ai fi cu... Adică noi am fost la concurs, nu s-a prezentat nimeni. Nu, dar era soluția cu... Nu, soluția era foarte scumpă, cea mai bună. Și mai este o chestie că am discutat cu doamna de la Curtea de Conturi, este posibil ca să faci un contract cu o asemenea firmă și să-ți vină Curtea de Conturi, să nu țină cont de concluziile acele auditori, că din diferite motive, nu le trec acum în revistă, că nu e fază. Dar nu ține cont. Și tu dai și banii, așa, și nici nu ai ceva concret făcut. În concluzie, doamna auditor, au fost de acord cu părerea mea. Așa. După aia, abatere privind modul stabilire evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local în cuantumul și în termenul prevăzut de lege. Haideți să vedem dacă este realizată sau nu. Da. O parte sunt implementate, deci total, și a mai rămas vreo câteva implementate parțial. E vorba de necalcularea de evidențierea de încasarea impozitului pe plătit datorat de persoane fizice. Tot... Aici e povestea caselor neautorizate, exact. Că tot timpul noi avem strânsare și obligatorii în momentul în care apare o casă neautorizată sau vreau până la intrarea în legalitatea ei, noi avem obligația să o măsurăm, în momentul când ajung la roșu, avem obligația să o măsurăm ca să devină masă impozabilă la buget local. Și ne dăm în continuare, o să avem toată viața noastră în stație. Se creează un an ciudat. Vă spun și de ce. Nu poți să treci o casă sau teren sau dacă respectivul nu are acte legale care să ajungă să construiască casa sau prin care a dobândit teren. Pe de altă parte, legea spune, domnule, dacă are casă, trebuie să-l impozitezi. Îl impozitezi. Te duci, măsori, casa, nu știu ce, în temeiul ce? Că ăla, casa nu-i pe numele lui, terenul nu-i pe numele lui, dar îi pozitezi. Dar dacă începe construcția unui casă și în ce lasă construiască? De ce este lăsat să construiască dacă nu are asta? Păi sau până la urmă sunt lucrurile și nu-i pe construiește. Deci cu ea, nu asta știu. Dar tehnicianul care are funcție, tehnicianul... O casă nu se construiește așa. Că vă le-am dat și cu coeficient. O cer la tehnicianul cu urbanică? Păi nu cer, să nu cer la păi nu, dar tehnicianul nu mai se face. Dar eu vă spun și cum am făcut. Trebuie să adresez, existență lucrurile. Parcă i-am dat tehnicianului bani și cum coeficient la salariu. Lucrează în condiții și COVID și de... Am votat, dar am votat. Dar am zis de ce faci. Dar de ce să aplicăm cel raport? Da, și raportul ăla a fost cumva să-mi dat nimic? Mi s-a nimic? Nu, nu. Așa să vă rog frumos, nu ne reproșați lucrurile pe care mai reproșați, dar nu mai reproșați, nu înțelegeți. Nu, deci eu repet, încă o dată. Eu vă zic ce mă bucur nu am. Domn primar, puneți la treabă personală de jumării. Ideea este alta, în momentul în care l-ați intrat impozitat, vă muzici, vă stăpâne, eu vă zic impozitat și cred. Eee, și acum și cred. Vine vorba cu masă. M-a spus și lui cineva să vă la televizor, să vă bucă. Dar nu trebuie să fie. Păi da, ca să-ți spui... Aveți dicție, aveți că să vă... Nu, 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 n
voi în problematica. N-ai văzut, am spus frumos. Asta era ideea. Deci, omul vrea, consideră care și drept. Și ne trezim că vin. Păi eu vreau adeverință că vreau să treacă corectele. Păi unii nu pot să dă, băi, puteți să-i pun. Păi dumne, dar nu poți ști cu uite legea pentru voi. Și este și scandalul interminat. Interminat. Din ideea asta am spus și eu că ar trebui atenționat să spună legalitate, că tot ei ajung la... Așa, după aia, încep cu chestiile cu... Să intervin cu zucavnunea, intervine. Da. Dom'le, nu-ți intervine nimic cu zucavnunea. Dacă pe terenul respectiv a existat un TP, drepturi de proprietate este imprescriptibil. Deci nu-ți intervine un zucavnunea. N-ai cum să faci acolo. Și dă-mi din nou rău, nu știu cum să vă spun. Odată ce omul și-o construi casa, nu prea ai tu pe om să spui, dom'le, demolează. Că... Nu spune nimeni că... Înțelegeți? Trebuie luat de la început și atenționat. Nu ajungi în situația în care... Hai să zicem că acum ai luat de la început. Dar poate pe care le-ai vinci treaba face. Și sunt multe. Cum ieși? Vorba... Acolo trebuie să găsească... Legislativ, o soluție, dar e complicat. Care? Iisus? Da, Iisus. A, nu e că trebuie... Nu, nu, la parlament. Înțelegeți? Asta vreau să spun. Și trăim chestia asta după noi, de când... Deci chiar ar trebui să nu trebuie la chestia asta după. Oricum ei, locuiesc pe acolo, au nevoie de chestia, să se plătească și dacă și trebuie. Au înțeles acolo, iar intervine. Deci au înțeles că asta, dar niciodată n-am avut așa o avalanșă de certificate de urbanism și autorizații de construire eliberare. Au înțeles cei care au deja terenurile pregătite pentru construcții, vin la mine, încearcă să ia legătura cu foștii proprietari. Marea majoritate a foștii proprietari sunt din Comuna Vrabăi, satul Dumbrava. Norocul lor îi că eu îi cunosc și am încercat încet, încet, după caietul de măsurători și după cunoștințele mele de acolo, să identificăm pe proprietari să-și facă acte. Deja sunt la instanță, acum cred că vreo 5-6. Că le fac prin instanță! Numai prin instanță mai pot să intre în legalitate. Pentru că proprietarii de drept, fie din satul Rădoaia, fie de la Drăgușani, fie de la Făcura Băii, sunt decedați. Și n-au altă soluție decât la instant. Deja sunt locuți la care și-a rezolvat problema. O mare parte sunt în curs și toți cei care vin în vara asta acasă, toți au venit la mine cum să fac, cum să fac, cum să fac, să intru în legalitate. Deci conștientizează că... Au nevoie de utilități. Au nevoie de utilități, nu pot fi branșați la apă, nu pot fi branșați la energie electrică. Deci lucrurile astea au început să intre pe bagaj normal. Da. O altă neregulă la vremea respectivă, în 2017, au fost cheltuie cu bunuri servicii, angajarea, autorizarea, liberarea și plata serviciilor de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă. Aici avem o mare problemă. Nu știu. Juridic știu cum o rezolv. Dar nu e o soluție agreabilă. Am încercat în tot felul să găsim justificări și cu toți nu am încercat. Dar tot n-am eliberat. Și atunci eu pot să vă spun din punct de vedere juridic ce ar trebui să fac, dar nu cred că se va aproba. Și anume, Comisie de Disciplină, decizii din punct. Deci altceva nu pot să spun din punct de vedere juridic. Păi și Comisie de Disciplină ce constată? Să constate că evidențierea contabilă s-a făcut în mod defectuos, că nu s-a înregistrat toată apa care trebuia, că n-au făcut, că n-au fost revizuite pontoarele cum trebuie și tot. Da? Câte revizii s-au făcut la pontoare, câte sunt omologate, câte nu sunt și etc. etc. Nu ați făcut niciun lucru. Și atunci se impută pagul cu acelor care nu și-au făcut treaba, românește. Dar este o pagă mare și oamenii s-au mărât și nimic nu trebuie. Nu-i chestia ce care venea din trecut? Ba da! Corect! Dar asta și trebuie să știți, cred că e atunci. Nu, din punct de vedere a auditului din 2017, când domnul auditor Olinș a spus apă cumpărată, apă vândută, diferența de apă unde e? Da. Păi unde e? Îi prin mașinile pompierilor, prin incendiile pe care au fost, prin avariile care au fost, pe cerșurile stradale care au fost. Nu știu, dar tu ai cumpărat, că te-ai cumpărat atâta de sfinți. Deci diferența o justiție. Doamna de la Curtea de Conturi, nu am cerut procese verbale cu
pe care le avem noi, cu defecțiuni, cu remedieri, cu incendii. Le-am trimis. Cum? Ba da, ba da, da, da. Unde? Îți trimise de anul trecut, din 2019, trimise, credeți-mă. Da, dar eu mai am pe care le prezint la DSP. Duceți dumneavoastră cu justificare, că eu am găsit procese pe bani. Ba da, ba da, zic, despre ce vorbim? Este ca, este în continuare și noi nu o justificăm, așa, cu ce sunt acolo. Auziți, la orice remedierii noi pierdem altul, domnul. Păi dacă se duce la Devinci, avem cavernă, s-a dus tone, știu unde se știe. Tone și pe trasol. În momentul în care vii cu un act justificativ, de câte am făcut ea în 2017, da? Da. Și tu îmi vii și îți spui, am găsit procesul ăsta verbal, la aveam în 2016, dar uitați sunt el. Nu, n-ați înțeles, nu. Sunt probleme, doamna se la dat. Dom'le, ai logică ce spun sau mai logică ce spun? Dar ce dacă luăm cu aia? Sunt probleme și din trecut, că erau ciușmelele stradale pe care nu le-am autorizat nimeni. Dar tot am venit să fac. Dacă vă spun atât. Aia, o vine cu voi, și domnul și ce erau oamenii la lucru. Doamna secretar, vă spun altceva. Noi stăm bine cu apa la oameni. Nu, nu, de asta zic. Acum nu stăm bine. Ba nu. Deci, dar nu stăm bine cu auza prietului. Domn primar știe. Cât vindem, cât captăm și cât pierdem, ne acoperim. Și chiar nu ne acoperim. Ba nu, domnul meu. O pun și citier. Da, dar nu așa, nu fost 50% din încasă, 50% acolo, așa este domnul primar să facă. N-am zis. Dar nu, cam 65-70. Din ce încasă, acoperim 50% din cheltuielile. Nu, mai mult, mai mult, mai mult. 65-70. Dar eu vă dau un sfânt. Ce este cumpărător? Ce este cumpărător? Păi, dar de ce atât? Este faptul că, aici îți spunem că, în măsurile, recomandările care nu au fost la îndeplinire implementate, nu este cazul. Adică și ei sunt conștienți că le-au dat măsuri și răzmăsuri și că au putut ce-am făcut, ce-am făcut. Adică nu se plângeau de aprenesc. Sau trebuie să trebuie că aveam și domnul. Ok? Mă scuzați. De săptămâna viitoare, acum avem încă un mare sau doi mari demersori, școala și credința. Vreau să verific o reacă de vidu la stația de epurare. Deci am adus un specialist mai prin bară să încercăm să-i dăm drumul cumva. Văd că foarte bine ai făcut cum ai dat drumul cu orupei mergând în gol. Acum vreau să-l aduc scuba cu un aparat, să măsurăm un debit, să vedem dacă i-am putut da drumul pe timpul cât funcționează școala. Adică școala fiind un demersor, cumva școala demersor de zi, de și de noapte. Dar o să încerc, că săptămâna asta... De aceea mă referi la apă. Nu, dar... Pă... Ai nici niște cheltuieli și de acolo, dar dacă așa are... Acolo nu ți-a copert cheltuielile. Dar nici din cu aceea nu ți-a copert. Nu, te duci la 80%. Bine. Te duci la 80% în cazul care nu-ți apară bani. Am avut la tine și o avare și o rupăsătură, n-am știut până când și dava plângă asta. Dacă zici că așa e bine, s-am bine. Nu, se încasează bine, se încasează foarte bine. Se încasează, se încasează. Deci nu mai face aia, nu câteva vrei, la tine și nu mai știu ce am făcut. Dar au venit, au mai dat partea în sume. Dar au speriat, și au început să... Exact. Când vin factorul la mine, nu mai mă întrezesc cu factorul așa, la știrea de bută, că când mai vin câte 4-5 factori de... A discutat și după. Dar dacă stai bine, că nu mai vin și cheltuiele cu salariul, tot dacă vrea să vin cu. Da. A. Concluzie este că vreau să raportă la termen până pe 12.5.2020 pentru a... Dacă nu mai e voie de bine, permite să mă retrag, deși vreau să mă discută mai multe, dar s-ar părea că ar venit să ajung la Bacău. Nu știu, dacă nu mă întorc. M-am făcut un raport. S-au găsit de nerecomand modul de bine, haideți să-l luăm fiecare și îl studiem, și fiecare o... Aveți cărții? L-am luat la cărții. Îi mă dau mare, îi mă dau. Printați, dați-le și cărții. Să-l luăm. Să-l luăm.